veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Lupta cea bună. Astăzi o să avem doar câteva noțiuni introductive ca o chemare la luptă, ca o reamintire a faptului că noi suntem într-un război spiritual, urmând ca în săptămânile viitoare să luăm pe rând câte una din armele neprihănirii, cum sunt numite, sau armele luminii, și apoi vom vedea și câteva fronturi pe care trebuie să desfășoare lupta noastră și la toate acestea Dumnezeu să ne dea biruință. Ba mai mult, noi știm, spune Biblia în Roman capitolul 8, că prin El suntem deja biruitori. Urmează doar să se deruleze frontul și lupta ca atare și să fie deznodământul final, care va fi așa după cum este scris în Biblie, pentru că Dumnezeu în mod sigur va câștiga bătălia. Fiind vorba despre luptă și termenul luptă folosit nu la sensul de lupte sportive, ci în sensul lui cel mai real, în sensul de război. Asta este cea mai grea stare a vieții. Oamenii preferă să muncească. Dacă este vorba, mi-au povestit oameni care au fost pe front, unul s-a rugat Dumnezeu și a spus, Doamne, să mă lovească, să ajung la spital, să nu fiu rănit tare, dar să scap de front. Vreau să zic că oamenii ar prefera și spitalul, numai frontul să nu fie. Adevărul că nu este mai grea stare decât starea de război. Pentru că aici riscul morții este cel mai iminent. Ca să nu mai vorbim că și condițiile nu sunt din cele mai favorabile sau mai ușoare. Războiul nu se face de florile mărului, nici de timp liber. Războiul se face ori dintr-o dorință puternică, dintr-o concepție, dintr-un crez, ori din obligație. Sunt oameni, de exemplu, cum au fost fasciștii, care au avut ei conceptul acela și dorința lor puternică să domine lumea. E adevărat, sub o influență satanică. Și animați de spiritul acesta sau cum sunt parte din arabi sau alți oameni care sunt în stare să intre în grupări teroriste și chiar cu riscul sigur al morții, mânați de un fanatism, de o dorință puternică, fie ea rea sau bună. Sau dacă cineva este concentrat și din obligație, se duce pe front, că altfel va suporta rigorile legii în condiții de război. Spune Biblia în Apocalips, capitolul 12, chiar vorbind în privința aceasta, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Aici este scris despre un război. Doar atunci poți să fii un bun războinic, când iei în calcul moartea, când ții mai mult la cauza respectivă decât la viața ta. Dar războiul nu se câștigă așa din întâmplare ca la loterie? Pentru luptă, aici trebuie armată, trebuie tehnică, armament, programe ca atare. Deci războiul include mai multe lucruri. Și amintim pentru început doar Efeseni, capitolul 6, 3 versete, unde scrie de la versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor și le ia mai multe la rând. Versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Vreau să privim acum, într-o primă parte, la starea de război din univers și la părțile care sunt în război. Dar astea nu vreau să le privim ca dintr-un manual de istorie doar, că acesta nu e un război ca cel de 100 sau ca cel de 30 de ani din Evul Mediu care s-au epuizat, s-au trecut. Este un război care durează de mii de ani și va mai dura încă mai bine de 1000 de ani, că la sfârșitul 1000 de ani iarăși e război. Dar se va termina odată. În cartea Apocalipsei, apropo de sfârșit și de vremea care trăim noi, descris la capitolul 11, tot frecvent ni se vorbește despre război. Măcar că Biblia în Noul Testament este pașnică și nu mai face apel la sabie, dar războiul încă este. Citim doar trei versete, 11 cu 7.
Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei. Întoarcem o pagină și așa ușor de ținut minte, 12:7. Și în cer s-a făcut un război. Capitolul următor, 13, versetul iară 7. I s-a dat să facă război cu sfinții. Război, război, fiar război. Părțile care sunt în război, prima parte, armata lui Dumnezeu sau armata sfântă, are în conducerea ei statul major al lui Dumnezeu, este condus de însuși Dumnezeu și El este implicat în război. Citim în Exod capitolul 15 în Vechiul Testament și apoi vom citi și alte pasaje. Cânta Maria, Exod 15:3, în cântarea ei. Domnul este un războinic și încă unul viteaz. Numele lui este Domnul. El a aruncat în marele cale lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. Apoi adăugăm din cartea profetului Isaia, capitolul 59, unde ni se vorbește despre un Dumnezeu care pare echipat ca un războinic, cu toată armătura. 59:16. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecare după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavilor plata cuvenită. Noi uneori ne-l imaginăm pe Dumnezeu îmbrăcat doar într-o manta de preot, așa, cu poalele lui umplându-i templu. Este Dumnezeu și în această postură. Dar de asemenea, Biblia ne prezintă pe Dumnezeu îmbrăcat ca un războinic gata de luptă și în ipostaza aceasta. Apoi vorbim despre Domnul Iisus, care, ce descrie la Psalmul 45, este prezentat în Scriptură ca un miel, blând, ca o oaie care duce la junghiere. Însă, în același timp, spune aici, Psalmul 45, o profeție clară despre Domnul Iisus, versetele 3 și 4, războinic viteaz, ca și tatăl său, încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă și apără. Adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate, săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoarele și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Și de asemenea, despre Domnul Iisus citim în cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Așadar, și Domnul Iisus este prezentat de Scriptură ca unul care se luptă, care se războiește cu dreptate, apără lucrurile sfinte și va fi biruitor. Mă adăugăm în privința aceasta Isaia, capitolul 13, ni se vorbește puțin despre armele lui Dumnezeu, despre armata sa, 13:4-5. Un vuiet se aude pe munți ca vuietul de popor mult. Se aude o zarvă de împărați, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. E venit o țară depărtată de la marginea cerurilor. Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. Și mai adăugăm doar un verset, Ieremia 50:25. Domnul și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului, Dumnezeului oștirilor, în țara haldeilor. Rețineți așadar, după cum și unii oameni în Vechiul Testament îi întâlnim în mai multe ipostaze, și cea de preot și cea de conducător, cum a fost Samuel, la fel și Dumnezeu are mai multe lucrări de făcut. Are lucrare de preot prin Domnul Iisus, lucrare de mântuire, lucrare de creație a avut-o, are mai multe lucrări, dar una din lucrările lui este războiul. Pe lângă dumnezeire,
Să citim doar câteva versete mai întâi din Daniel capitolul 10 despre îngeri pe care Biblia ne prezintă din nou în stare de război. Daniel capitolul 10, cu versetul 13. Spune un înger care a venit de la Daniel: dar că pe tine împărăție perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Credeți că a stat așa la vamă, la coadă, îngerul ăsta până să intre în văzduh, în sfera noastră, sau mai exact a țării de atunci? Deci a fost o luptă 21 de zile până când a venit un, am spune noi, ofițer de rang superior, cu noi forțe, și i-a dat drumul acelui înger care a ajuns la Daniel. Și spune apoi, versetul 21, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestor afară de voivodul nostru Mihail. Îngerii, se pare după aceste versete, că sunt pus sub comanda arhanghelului Mihail. El este cel care guvernează între îngeri armata lui Dumnezeu. Și în 12:1, întoarceți o foaie, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Și în cartea Apocalipsei, în capitolul 12, vorbește din nou despre războiul acesta în care au fost încă și sunt și vor fi prinși îngerii. Apocalipsa 12, la versetul 7. Din nou se vorbește despre Mihail ca și comandant. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Cealaltă armată, armata lui Satan, nu este deloc de neglijat. Este și ea puternică. Citim mai întâi despre Satan, tot aici, în versetul 9, și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ, împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și tot în Apocalipsa 20, de la versetul 1, într-un moment când Satan a fost prins și arestat, apoi am văzut pocurându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul, și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșire neamurile până se vor împlini și 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Satana conduce el însuși ofensiva pe front, iar pe lângă el are și el îngeri. Citim, întorceți două foi în urmă, Apocalipsa 16, de la versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura Balaurului, deci a lui Satan, și din gura fiarei și din gura procului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Aceștia sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații întregului pământ ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și îngerii lui Satan, descrieți acum la Efeseni capitolul 6, sunt și ei organizați efectiv ca o armată. 6 cu 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică spre deosebire de Vechiul Testament, nu ne batem cu oamenii și nu mai folosim arme împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aceste două armate spirituale, a lui Dumnezeu și a diavolului, și acestea fiind taberele, ne-a mai rămas niște indivizi neidentificați, omenirea, oamenii. Ce fac în această stare de război? Spunea Gamaliel în Faptele Apostolului, capitolul 5, sinedrului lui Israel, ca unul care parcă știa că este un conflict. Și zice el, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Uneori oamenii, așa după cum am citit în cartea Apocalipsei, că Satan este cel care înșală oamenii. Și românii ar trebui să-și dea seama de aceasta, că la războaiele astea ce au fost, noi
am fost înșelați de unii și am tras într-o parte cu frontul și până la urmă ne-am trezit. Și am schimbat frontul și am tras cu pușca în partea cealaltă, dar asta ne-a costat ani de zile de armistițiu. Și înaintașii noștri știu aceasta. Diavolul înșală oamenii. Și acestea fiind taberele, le-a spus Gamaliel, măi, fiți atenți, nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu în armata lui Satan. Oamenii nu-și dau seama. Și nu toți rețin sesizarea aceasta. Pentru că în Vechiul Testament, cu mici excepții printre neamuri, câte un om, ca Iov, ca altul, ceilalți, toate neamurile, cu excepție Israel, luptau împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Și Israel a avut momente în care i se împotrivea lui Dumnezeu. Iar în Noul Testament, doar biserica este cu Dumnezeu. Toată lumea zace, în ce rău, este pe frontul diavolului. Discutam recent cu cineva de supărare, vrea să facă un lucru rău. Dar zic, făcând aceasta, pentru cine lupți? De cine asculți? De Dumnezeu? A spus Dumnezeu asta? Păi, ce evident că nu. Atunci, de ce ți se pare că tu lupți așa independent, când tu de fapt tu lupți pentru Satana? Dar știi că asta e voia Satanei. Merite Satana să lupți pentru frontul lui ceva? Dar el păcălește oamenii. Și are atât soldați fără soldă. Dar îi păcălește și luptă pentru el. Citim despre biserică în Matei capitolul 16, ceea ce spunea Domnul Iisus, că ea este într-un război. 18. Eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Știți, războiul se dă pe anumite fronturi. Unul din fronturile speciale sunt această vale a umbrei morții, această poartă a locuinței morților. Aici este un teren unde vrea diavolul să ține pe oameni închiși și Domnul Hristos a venit să îi elibereze. Și acum cei care își dau seama de realitatea frontului trec în tabăra Domnului și vor câștiga bătălia chiar la porții locuinței morților și vor ieși ca vii din morți ce erau. Cât privește fronturile acestea, ar fi două de evidențiat în mod deosebit. Un front este cu duhurile acestea de care am tot amintit, care se află în văzduh, iar celălalt front înăuntru nostru. O luptă avem de dat cu eu și una cu ceilalți din jur. Un front înăuntru nostru și un alt front în afara noastră. Și citim despre ambele fronturi în Biblie. Efeseni 6 cu 12. Spune aici, în acest verset care l-am citit și amintim doar ultima parte a versetului, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De exemplu, ne rugăm. Și atunci trebuie să tragem tare cu antereana noastră ca să ne facem loc prin văzduh spre Dumnezeu. Asta este lupta. Rugăciunea este una din armele de lovire cu care vrem să străbatem această rezistență a diavolului și să câștigăm bătălia. Dar este și celălalt front înăuntru nostru. Citim în fapt în Roman capitolul 7, spune Apostolul Pavel și dacă noi suntem sinceri vom recunoaște și asta, 7, de la versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădurarele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădurarele mele. Mulțumiri fi aduse lui Hristos, spune versetul 25, care, am spune noi pe scurt, ne dă biruința. Este trist că Satana a intrat cândva aici, în omul vechi. Și ca și cum ai avea un inamic înăuntru în țara ta și altul la granițe. Asta e situația omului. Ne luptăm și să scoatem pe Satana care s-a cuibărit aici și ne-a cucerit gândurile și a avut anumite poziții de rezistență în mintea noastră și anumite ascunzișuri în viața noastră, cât și din afară cum ne atacă. Și avem de luptat, cum au avut evrei în Vechiul Testament, au fost unele fronturi când au avut de luptat și înainte și înapoi. Să ne dea Domnul biruință pe ambele fronturi. De-aia Domnul a intrat printre altele prin Duhul Sfânt în noi ca să câștige bătălia și înăuntru. Altfel ar fi rămas numai afară, dacă numai afară ar fi trebuit dusă bătălia, dar și înăuntru și în afară este nevoie să avem biruință în numele lui Dumnezeu. Cât despre lume, cei de afară, repet, ei sunt înșelați și citim în Apocalips 20 cu 8,
Cât de trist, după 1000 de ani de pace. Când am spune noi, ar mai fi vreo un sfert de ceas până intrăm în împărăția cea veșnică. Satana, cum i-a mai concentrat pentru ultima dată și i-a păcălit. 28. Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Bieții oameni, adunați ca nisipul mulțime, adunați de Satana să se lupte, s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și citatea prea iubită. Să te bați cu raiul, să te bați împotriva unei cetăți prea iubite și minunate și împotriva sfinților. Iată în ce ignoranță și în ce stare deplorabilă și tristă se află lumea aceasta, cum spunea Gamaliel, se pomenesc că se luptă împotriva lui Dumnezeu. Noi însă să ne luptăm în numele Domnului și aici, și oriunde în afară, și să avem biruință. Amin. Acestea așadar sunt fronturile a lui Dumnezeu sau al Satanei și oamenii, biserica cu Domnul, lumea cu Satana. Independent nu rămâne nimeni, nu se poate. Să privim acum la câteva generalități, câteva principii în acest război, de care vreau să ținem cont. În primul rând, ce motivație ar fi ca să luptăm? Spune Pavel lui Timotei, 1 Timotei 6,12, pentru că aș vrea să plecăm de aici cu un gând mai războinic. Luptă-te, îi spune el, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. De ce să te lupți? Pentru o viață veșnică. Când oamenii merg la război să-și apere țara, prin slogane sau prin alte forme de informare, oamenilor li se spune, luptați-vă, asta va face bine neamului nostru și va fi pentru apărarea moștenirii noastre. Oamenii sunt motivați într-un fel să lupte, nu? Pavel îi spune, luptă-te pentru o viață veșnică la care ai fost chemat, adică am fost chemat să ne luptăm și ne-a fost pus în față viața veșnică. Cât privește chemarea aceasta, tot în 1 Timotei, citim în 1:18, porunca pe care ți-o dau, știți că în armată se dau ordine, sau ordinul care ți-o dau, fiul Timotei, după prociile făcute mai înainte despre tine, Timotei a fost convocat, a primit ordine în concentrare prin prorocie, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Apare în aceste versete care le-am citit expresia aceasta și subtitlul acesta vreau să lăsăm studiile acestea. Sună frumos, lupta cea bună. Așa i s-a spus lui Timotei când a fost înrolat la oaste. Vino că a început războiul și pentru noi se numește lupta cea bună. Și întoarceți o foaie, 4:10, noi muncim în adevăr și ne luptăm. Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși. Noi muncim, dar și ne luptăm pentru numele Domnului și la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Timotei a fost chemat, a simțit chemarea asta la luptă. Eu nu știu ce prorocii au fost, că nu sunt scrise aici cuvânt cu cuvânt, dar au fost niște prorocii prin care el a simțit că e chemat. Moise, când a fost trimis să lupte împotriva Egiptului, a avut o chemare. S-a apucat el să lupte de la sine putere și s-a apucat cu primul egiptean și pe primul l-a trântit, nu? Urgent, dar și îngropat. Dar când se bată cu următorul, a fugit de pe front. Dar mai târziu, când l-a chemat Dumnezeu la luptă, s-a bătut cu Faraon și cu tot Egiptul și a ieșit biruitor. Nu poate cineva să meargă să... nici să intri într-o unitate militară, să iei o pușcă în spate, să te duci. E vorba de o chemare la luptă, e vorba de un ordin, de o rolare ca atare. Și Timotei, prin acele prorocii, și-a simțit chemarea. Dumneata, ți-ai simțit-o? Poate că și chiar studiul va fi pentru unii ordinul de concentrare, să dea Domnul. Iar pentru unii care vor să fie lăsați la vatră și s-au lăsat așa, nu-i gata războiul. Acum e mai întoi, de acum se întețește mai tare. Să te simți chemat și spune în 1 Corinteni 14:8, și că dacă trâmbița sună încurcat, cine se pregătește de război? Să dea Domnul să sune prorocii ca la Timotei, la război. Dar să nu sune încurcat ca să știe cei care aud că sunt chemați la oaste, să se lupte pentru numele Domnului. Sunt chemați prin trâmbiță.
chemați de Dumnezeu într-o formă sau alta, într-un fel sau altul. Apoi, pe lângă chemarea aceasta care o simți în inima ta, și dacă o simți, nu poți să nu te duci, că simți chemarea să te lupți. Mai este și datoria să te lupți. Sunt situații când cineva este atacat și este în, se spune, în legitima apărare, sau este dator să-și apere, cum a fost David când a venit leu și ursul. Eu bănuie că erau în pădure, că doar n-or venit, n-or picat din cer ca zeița Diana. Dar nu s-a dus neapărat în pădure să se bată cu ei. Dar când au venit împotriva turmei, a fost nevoit să se bată, nu? Deci există problema aceasta a datoriei de a te lupta. În Psalmul 45 am citit pe Domnul Iisus că scrie acolo: suie-te în carul tău de luptă, fii biruitor, fii războinic și apără. E nevoie să apere, suntem datori să apărăm anumite lucruri. Asta o face Dumnezeu în a-și apăra valorile sale în univers, dacă l-ar fi lăsat Dumnezeu pe Satana. Păi ce ar fi făcut? Dacă îi lăsau oamenii pe Hitler să facă, ce făcea? Păi termina lumea asta, dar oamenii s-au simțit datori și au venit și americane de dincolo și oamenii, într-un fel, au încercat să apere ceva. Niște valori oarecare, sunt și ele, democrația asta e o valoare pământească, bineînțeles. Citim în privința aceasta în Iuda 1:3. Preobiților, pe când căutam să vă scriu cu tot din adinsul despre mântuirea noastră de 18, m-am văzut silit, adică dator, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinți odată pentru totdeauna, că de-a lungul istoriei s-a pus problema în a se pierde credința și atunci trebuie să te lupți să fie apărată credința aceasta. Și citim un pasaj din Vechiul Testament, 2 Samuel 10, ce aminteam noi că uneori au avut de luptat înainte și înapoi. Îi spune Ioab, 2 Samuel 10, fratelui său Abishai: Ioab a văzut că avea să lupte și înainte și înapoi. Știți cum ar veni asta la noi? Ne luptăm înainte să evangelizăm, să-l scoatem pe Satana și de la casa cutare și de la casa cutare să-l dăm afară. Să vie Domnul, să întindă împărăția. Dar pe când noi ne luptăm înainte, nu mai auzim câte o veste. Știi că a intrat Satana într-altă casă, l-a pocăit. Și atunci ne luptăm și înapoi. Și să apărăm ce a câștigat până acum și să cucerim ce de fapt al Domnului, dar încă n-a fost cucerit. Și spune Ioab așa, 2 Samuel 10:9. Ioab a văzut că avea să lupte și înainte și înapoi, ales atunci din toți aleșii lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor. Și a pus-o sub porunca fratelui său Abishai, ce mărânsese din popor, ca să țină pie fiilor lui Amon. Și a zis: dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vină ajutorul meu. Și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. Și au zis: ce mesaj frumos îi spune fratelui său. Fii tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Frumoase cuvinte de războinic. Și a dovedit-o Ioab toată viața. În final a avut ceva probleme. Fii tare și să ne arătăm plin de bărbăție, să cucerim ce e al Domnului. Nu mai are lui.
Ei aveau de cucerit teritorii care Dumnezeu le se promisese, țineau de teritoriul lor al Canaanului, dar încă nu le reveneau lor. Apoi trebuia să apere cetățile respective. Deci din aceste două motive, din chemarea să ne luptăm să cucerim cei al Domnului, să evanghelizăm lumea, și din datoria de a apăra valorile din biserică și credincioșii care sunt, suntem motivați să ne luptăm și să ne ajute marele războinic. Amin. Apoi, trei principii vreau să amintim. În primul rând, concentrarea totală. Știți că în orice armată, la vreo 20 de ani, ia în război sau ia în armată, dacă este pe timp de pace. Și femeile la noi în țară nu fac armată. Sunt țări, chiar în Europa, unde și femeile fac armată. Dar la Dumnezeu este și mai și. Citim în Judecător 3:2. N-a numărat în Israel numai oamenii de război. Restul n-are rost să-i numeri. Numai acei oameni vor fi numărați care sunt oameni de război. Restul nici nu intră la numărătoare. Restul doar încurcă treaba eventual. Cât sunt de război, aceștia sunt numărați. Dar, repet, în războiul spiritual care se dă acum, nu sunt numai bărbați. Sunt toate cele trei categorii existente. Bărbați, femei și copii. Știți că a pus fratele Lazar o întrebare când s-a folosit Domnul de copii pe front? Citim în Psalmul 2, 8, versetul 2. Din gura copiilor ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi ca să astup gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Și când a intrat Domnul în templu, în Matei 21:16, ucenicii nu mai puteau să treacă cu arma că era prea de aproape și era prea vizibil, știi? Femeile erau ocupate cu alte probleme. Dar atunci au pus copiii cu pistoale mici de calibru lor și fiecare cu gurița lui și-au câștigat războiul și a intrat Domnul în templu biruitor. Atunci a fost nevoie de un front al copiilor. Apoi citim în Psalmul 68, versetul 11, un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. La pocăiți și femeile sunt pe front. Încă o mare oștire. Cândva chiar mă întrebam că în general prin biserici sunt mai multe surori la biserică, oare și în rai o să fie mai multe femei, nu știu exact. Dar oricum Dumnezeu în armata sa are nevoie pe lângă copii, pe lângă bărbați și de surori și de femei. Ba chiar în Biblie găsim situații ca Deborah, care a fost conducătoare în război, ca Iael, care a dat lovitura decisivă, și alte femei care s-au luptat pentru numele Domnului. Ba chiar deschidem în Neemia capitolul 4, unde sunt adunate toate aceste categorii. 4:13, de aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tar poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Bănuiesc că și copilașii aveau arcuri pe mărimea lor și femeile fiecare cu arcul lor. Spune versetul următor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregători și lor popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat, luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Fiecare cu arma în mână, în dreptul său și la locul său. Concentrare totală. Un al doilea principiu, lupta, războiul și biruința în ultimă instanță ne va fi dată dacă luptăm după rânduieli. Războiul are regulile lui. Și citim în Romani 8, noi vom fi biruitori, spune aici, de la versetul 37, totuși în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Și spune aici că nimic nu e în stare să ne învingă. Dar spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 3, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cele ce le-a scris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Dacă vom lupta după rânduieli, de aceea vreau ca în lecțiile următoare să ne ocupăm de fiecare armă în parte, să ne putem lupta după rânduieli,
că dacă nu câștigăm bătălia. Poți să fii tare. Dacă nu te lupți după rânduială, după un plan, ce s-ar întâmpla la un război dacă fiecare atrage cu pușca unde vrea? Fiecare să plece când vrea, fiecare să meargă unde vrea. Este o conducere centralizată, chiar dacă este o forță multinațională. Iar un comando central. Și spune și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, despre lupta sa, versetul 25, tot ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. 26, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care vorbește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Se întâmplă uneori printre noi că noi credem că luptăm pentru Dumnezeu, dar vrem să luptăm după principiile noastre. Și câți n-au crezut, au fost cruciade, nu? Acele cruciade din jurul anului 1000 și au mers să elibereze Țara Sfântă de musulmani. Numai că ei au mers, cum spunea, era câte o poveste mai veche, s-a visat câte unul că a dus pe Satana în spate toată noaptea și dimineața s-a sculat obosit. Ei s-au dus să scoată pe Satana de Ierusalim, dar ei s-au dus de la Roma cu diavolul în traiste până la Ierusalim. Că s-a luptat după principiile lor. Ei, războiul nu se face după regulile noastre. Nu noi impunem reguli la Dumnezeu, ci Dumnezeu dă reguli cum se face războiul. Dumnezeu știe cum trebuie să desfășoare lupta. Uitați-vă la Vechiul Testament. Cum le spunea Dumnezeu, acum așa așezați-vă, acum așa faceți, acum așa înconjurați cetatea. Regulile sunt date Dumnezeu și sunt foarte importante. Evident că regulile sunt în Scriptură. Nu putem să facem război de capul nostru. Nu avem nicio izbândă. Au făcut uneori război după ei. Și Acan era cu păcatul acolo și s-au suit împotriva cetății aia și a spus către Iosua, nu m-a obosit tot poporul, ajunge câțiva, bătutul iau? Au fugit, luat-o la fugă și l-au omorât ea 36 de oameni. N-au putut să facă nimic. Războiul se dă după rânduiala lui Dumnezeu, că doar El știe. Spune Pavel, noi nu suntem necunoscuți de planurile diavolului. Păi, dacă ție ți se pare să te lupți fără a avea un sistem informațional bine pus la punct, vei avea biruință, nici vorbă. Asta doar Dumnezeu cunoaște cum să poarte frontul și cum să facă. Și un al treilea principiu, lupta este în primul rând în plan spiritual. Ea se întinde până la trup, dar lupta este spirituală. Citim în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 6. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îngropdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu. Aici se dă bătălia, prin puterea lui Dumnezeu. Prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Apoi, întoarceți o foaie, 10 cu 3. Măcar că trăim în firea pământească. Eu vorbesc cu vocea mea normală, chiar când poruncesc unui duc să iasă afară. Aparent sunt eu care vorbesc, adică măcar că trăim în firea pământească. Totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, ci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doar trupul este de carne, dar lupta se dă în plan spiritual și spune Apostolul Pavel, când sunt slab, atunci se poate întâmpla că-s mai tare. Și să luăm cazul lui Samson. Eu nu știu cât de solid a fost Samson, că Biblia nu ne spune cât scoț a avut și câte kilograme. Dar în mod normal, din punct de vedere fizic, la un halterofil, în păr stă puterea sau în mușchi? Prin mușchi, nu? Când a rămas Samson numai carne, a fost bun de ceva? Nu a fost bun de nimic. Cred că, în mod sigur, nu cred doar, l-a legat cu prea multe funii pe când o tăia părul. Ajungea unuța, cred că. Deci, ce poate să facă omul în carnea lui? Adică nici inteligența n-ajunge, nici toată experiența noastră, nimic nu ajută în acest război. Noi trăim în firea pământească, dar ne luptăm pe un front spiritual. Doamne, toarnă Duhul Tău în noi.
prin Duhul lui Dumnezeu avem biruință. Biruința este, totul este o luptă spirituală. Nu simțim noi uneori înăuntru nostru referitor la unul din aceste fronturi ce bătălie se dă și oamenii nu știe nimic. Tu poți să zâmbești la față, poate ești rumen, ești sătul, stomacul nu te doare, n-ai alte probleme și numai înăuntru tău îți frământări din alea de dispare că totul se năruie în jurul tău. Este luptă, e război. Intri undeva într-un mediu, într-un loc, totul este aer condiționat, nu ca aici că miroase puțin a vopsea la ora asta, și dar într-o dată spui, simt o luptă. De ce? Te-a lovit cineva pe la coaste? Ce-i cu tine? Nu, în plan spiritual, în Duhul. Lupta este una spirituală. Numai că în numele Domnului avem biruință. Este un cuvânt frumos în Psalmul 144, versetul 1. Zice David, binecuvântat să fie Domnul stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă și degetele la bătălie. Cum mi-au fost ei așa puternici de omora unul cu o sabie sute de oameni, dar cei ceilalți erau legați cu mâini la spate, nu mai puseseră mâna pe sabie, nu făcuseră ei antrenament? Ei, nu știu cum, dar le deprindea Dumnezeu mâinile și degetele. Și cu mâinile mele, spune într-o salmă, întind arcul de aramă și ieșea biruitor. Când s-a bătut Ștefan în Fapte, capitolul 7, cu niște învățători din alte partide și că nu au putut să stea împotrivă niciunul. Cam Vechiul Testament a făcut Ștefan cu ei. O lua Biblia în mână sau ce avea el, legea Vechiului Testament și toți dădeau înapoi. Au rămas fără arme în mână, au luat pietre până la urmă, că n-au mai putut, s-au pierdut bătălia în front spiritual. Cât privește armele acestea care am zis că le vom aminti, descrieți la Efeseni capitolul 6, în lecțiile viitoare vom zăbovi cu voia Domnului asupra lor, acum doar le enumerăm. Sunt 7 arme trecute aici, numite în Roman 13 cu 12 armele luminii, dar aici scrie 6 cu 14, stați gata, având mijloc încins cu adevărul, prima, brâul adevărului, un adevărat soldat este unul care este curat la suflet, care ce are în minte și în inimă are și la mijloc, adică pe buze, care nu este nici fățarne, nici cu două fețe, are o inimă sinceră și un scop nobil, curat și înalt. El merge cu adevărul. Apoi, platoșa neprihănirii, care, cum nu este neprihănit, este ca un vas pe apă care ia apă și nu mai are nicio izbândă pe front, este scos imediat. Cum ai păcătuit, cum ți-ai pierdut puterea și curajul, ca să nu mai spun că se dă satana la tine. Având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Dacă aș face acum un apel, câți vrem să ne scriem și am stat la ușă, toți ne-am trece pe un tabel. Dar nu știu exact cât am rămânea de fideli acestui angajament. Când e vorba de război, îți trebuie râvnă. Râvnă, să vrei să te lupți. Că mulți se angajează. Dar cât s-o duc, ne angajăm la începutul anului când ne luptăm, într-o zi de post, fiecare pe săptămână, după câteva luni ne abandonăm, ne angajăm că venim la rugăciune fiecare seară, abandonăm, ne angajăm că ne vom ruga pentru cu tare și cu tare lucru. Dar cât să rămânem încălțați? Să nu ne descurțăm, să mergem cu armele la apă, să fim tot timpul încălțați, cu această râfnă. Apoi, pe deasupra tuturor acestora, lua și scutul credinței. Nu te poți apăra, vin șoapte și vor și satana se luptă și dacă ar fi fost să abandonăm și noi lucrarea, de când nu era, orice om are motive să o abandoneze, era scurt timp după ce o ia, dar trebuie să te aperi de toate astea, un scut al credinței, să crezi în victorie, în toate celelalte lucruri, care le putea strânge toate săgețile ajutoare ale celui rău. Lua și coiful mântuirii, spune Pavel Timotei, apucă viața veșnică la care a fost chemat dacă în minte ți-a ieșit mântuirea din cap și nădejdea de împărăție, ți-i capul descoperit și în ziua luptei nu mai e biruință. Astea toate să le tratăm ca niște arme de apărare, că și cu coiful te aperi, cu platoșa te aperi și două de atac, lua și sabia Duhului care-i cuvântul. Oamenii au tot făcut la arme și tot s-au modernizat, Dumnezeu tot cu sabia lui, atât ne trebuie, o singură sabie, altceva nu mai trebuie. Și, lângă asta, deci ca și armă, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni.
Da, un pocăit adevărat nu-i trebuie decât să spună o rugăciune înainte și ia o Biblie în mână, dacă poate una mai mică sau mai mare, după cum vede, și începe frontul. Nu-i trebuie alt arsenal. Să le aibă celelalte de apărare pe el, neprihănire, credință, coiful pregătit pe cap, Biblia în mână și rugăciunea să fie făcută. Și te duci la luptă în numele Domnului. Haideți să amintim și apoi încheiem câteva situații, câteva exemple din Biblie. Două negative. Prima, Saul. El a fost un războinic deosebit până la un moment dat. Dar de la o vreme nu s-a mai luptat după rânduieli. A crezut că el e generalul cel mare și a uitat că generalul Iisus. Și i-a dat comandă și a spus, te duci acolo și execuți tot. Dar el a cruțat pe un ofițer din armata străină numit Agag. Și a supărat generalul cel mare pe el. Și a spus, te dau jos, te destitui, nu mai te las șef de stamajor, gata cu tine. Am pus pe un copil. S-a supărat ăsta. Și cu vremea a pierdut toate bătăliile și în loc să se mai intereseze de sus cum se ducă războiul, s-a dus, a întrebat pe satana printr-o femeie. De ce am pierdut și numai transmisioniștii mei nu mai mi-au nicio comandă de sus? Atunci s-a dus, s-a băgat ultima zi pe front la satana. Și satana l-a și omorât. Și el, dintr-un războinic bun și deosebit, și îi plăcea la Saul război, spune Biblia în 1 Samuel, că de îndată ce Saul vedea un om războinic, îl lua cu el. Dar pentru că nu s-a luptat după rândul el, a ajuns să fie înfrânt și să piară în război. Cel război din Noul Testament, fapte 19, fiul lui Sceva. 2. 19 cu 13. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur, pe Iisus pe care îl provodește Pavel să ieși afară. Ca și cum s-ar duce doi polițiști undeva într-o casă să spună, păi ne-a spus comandantul de la municipiu și a zis ăla de la județ să ieșiți afară de aici, să vă predați. Mă, ăștia n-aveau la ei niciun fel de armă, știi? Și ce făceau lucrul acesta erau 7 ficiuri lui Sceva. Făceau mai mult, atunci au fost 2 dintre ei. Duce, le răspuns pe Iisus, îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit, pe amândoi i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Ăștia nu știu de s-au mai dus repede la bătălie. Dar cum? Doi n-au putut să bată unul și erau și copii de popă. A putut să fie că ei vorbeau despre Iisus, dar nu erau cu Iisus. Petru și Ioan au spus în numele lui Iisus, și nu am mai spus nimic și de Pavel, era cu ei, ridică-te și umblă. Și s-a adeverit așa? Și ăștia a spus de Iisus, dar ei n-aveau legătură cu Iisus. Bă, nu era nici neprihănire, nici celelalte lucruri. Și au pierdut bătălia. Că știți, cui nu i-ar place să câștige bătălia, nu? Dar nu se câștigă oricum? Să luăm acum 3 cazuri pozitive, amintindu-le doar fără să citim din Biblie, la 2 dintre ele, Iosua. Acel deosebit general al Dumnezeu. I-a spus Dumnezeu, fii atent, acum cucerim Erihonul. Și uite care-i tehnica de luptă. Îl înconjurați 6 zile câteodată, 7 de 7 ore. A executat Iosua? A executat. S-au răsturnat zidurile? S-au răsturnat. Le-a fost frică la ea? Frică. I-au cucerit? N-au scăpat unul. Au birit în numele Domnului. S-au adunat după aia câțiva împărați și sunt plini de război acolo. Numai odată a pierdut atunci cu Acan. Dar în rest, așa bătea Iosua la ei pe capete. Conducea războiul în numele Domnului. Parcă, la gândul că a fost tot biruitor, ai fi vrut uneori să trăiești în vremuri ca acele, în care biruință după biruință. Și-a cucerit Canaanul întreg. La fel, noi trebuie să cucerim cerul, văzduhul, în numele Domnului, să dăm afară toți ăștia cananiții noștri care avem de furcă. Satana și aghiotanții lui, toți aceștia. Iosua nostru, că e același nume de fapt în evraic, este Iisus. Și noi suntem alături de el în armata lui, alături de îngeri. Pe cum spune Apocalipsa 12, nu s-a iubit viața până la moarte și numele Domnului au biruit. Apoi, celălalt, David. Spune Biblia despre David că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Nu vi se pare că și în privința aceasta este valabilă expresia? E adevărat, spune Solomon, că n-a putut să zidească templu din pricina deselor războaie și a vrăjmașilor.
Dar a fost un războinic extraordinar, David acesta. Au zis la un moment dat, spre bătrânețe, armata sa, și tu faci cât 10.000 dintre noi. Și s-a luptat într-una, dar după rânduială, Doamne să mă sui, suie-te, pe unde? Vezi când vizi asupra dunților, vezi că atunci vine aviația. Și atunci vă sloboziți voi cu infanteria și gata cu filistenii. Și au câștigat bătălia. A fost un războinic deosebit. Toată viața a avut războaie și le-a câștigat. De ce credeți că sunt trecute atâtea războaie în Vechiul Testament? Numai să delecteze copiii și tinerii pentru generațiile când nu sunt războaie, nu? Să vadă și ei, să citească și ei despre războaie, pocăiți. Nu, toate războaiele astea în Vechiul Testament sunt scrise pentru noi, ca să fim războinici. Și când aflăm că este un cuib de demon pe undeva, în numele Domnului și ne luptăm. Când este un duc sau anumită armată străină, să formăm o oaste și să ne luptăm până biruim. Dar nu au fost ușoare acele bătălii. Citiți dumneavoastră în 2 Samuel 23 acasă asta, acolo sunt trecuți câțiva din războinii și lui David. La un moment dat spune că, Biblia că fugeau toți. Și unul s-a oprit într-un ogor de linte și cu sabia în mână și nu s-a mai dat înapoi. Și n-au mai putut trece filistenii de unul viteaz și apoi ceilalți au venit numai după el să culeagă prada. Oameni cu un spirit deosebit de războinici. Și sunt trecuți acolo 3 și încă 3 și apoi alți 30 de viteși deosebiți al lui David. Și el a fost fruntea lor. Iar în Noul Testament, unul care vorbește foarte frecvent de război și de luptă e Pavel. Haideți citiți împreună cu mine în Filipeni, capitolul 1, versetul 7, spune el, partea a doua. În apărarea și întărirea Evangheliei voi sunteți toți părtași aceluiași har. Versetul 16. Ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei, 30. Și să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și de care ați auzit că o duc și acum. Spune el, 1 Corinteni 15 cu 32, m-am luptat cu fiarele în Efes. O luptă deosebită. Și mă adăugăm unde sau încem 2 cu 2. După ce am suferit și am fost bazocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Amintiți-vă de acel duc din vrăjitoare. După câteva zile nu m-a scos Pavel afară, pentru că între timp s-a luptat zile în șir. Și când a dat lovitura finală, l-a expulzat pe Satan afară. Satan a încercat din nou o revenire pe teren și i-a aruncat în temniță. Și din nou au început să se pregătească de război cu Sila, n-au dormit în noaptea aia, au cântat și spre dimineață nu știu ce bombă au pus și a pușcat pușcăria. Și din nou pe ei și i-a dat afară și a câștigat bătălia. Ăștia sunt războinici, ăștia au cucerit un grup de oameni, au cucerit orașul Filip pentru Hristos. Dar bătălie în toată regula, în numele Domnului. Deci ea spune el în finalul vieții sale, în 2 Timotei 4 cu 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. S-a luptat până în final, cu fiare dacă a fost cazul și a fost biruitor în numele Domnului. Vreau să încheiem cu un verset cu câteva versete pentru care Luca 14 cu 31 spunea aici Domnul Iisus că viața de credință se aseamănă printre altele, și am vorbit noi asta într-una din duminici, la botez mai exact, se aseamănă cu lupta. Printre altele, viața de credință este război. 14 cu 31, sau care împărat, când merge să se bată la război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni atât celui care vine împotriva lui cu 20.000. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 16 cu 33, îndrăzniți. Îndrăzniți, v-am dat puterea să călcați peste toată puterea vrășmașului, peste șer, peste pui de năpârși, cum scrie în Psalmul 91, îndrăzniți. Noi am început războiul când am intrat în apa botezului, ba chiar înainte, și noastră l-a simțit. Chiar în perioada respectivă deja a simțit cum se luptă Satana, parcă până atunci v-a lăsat în pace. Dar și normal, că doar nimeni nu trage după cei de acasă să consume muniția pe degeaba, pentru cei de pe front, în primul rând. Și spunea Ahab, un împărat 20-11 lui Ben-Hadad, împăratul Siriei, cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Și spune cei mai departe, Luca 14, sarea e bună, dar dacă sarea își pierde gustul. Câți nu s-au rolat în armata Domnului și a încântat aici, înainte cu Iisus, în urmă e lumea, la front? Și după scurt timp, pățim uneori ca Gedeon, că în loc de 32.000,
Mai avem 300 și cum la noi nu au fost 32.000 la început, că aveau o vreo 1.000, de unde să mai rămână 300? Să rămâi pe front. Viața de credință e război. Unii cred că pocăința este ceva de delectat de duminica. E o distracție sau o plăcere sau o mânghiere, vii la biserică și careva te mânghe și te alină așa pe la urechi și dacă ești necăjit te alină pe la inimă și te duci acasă liniștit și parcă nu mai ești așa stresat și poți să începi din nou lunea activitatea. Nu asta e pocăința. Pocăința e luptă, dar e lupta cea bună. O luptă pe care o duci în fiecare zi. Trebuie să simți fronturile și armatele și rânduielile și toate celelalte. Asta a spus Domnul. A început-o la luptă, că nu s-a terminat. De-abia la gata se va străga cu trâmbița și vrem și știm ce spune Biblia în Apocalips 20, în Apocalips 15, cu 2. Asta pentru cei care vor birui în final. Și am văzut pe o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei și a icoanei ei și a numărului numelui ei. Să birui fiara și infernul și pe satana. Acolo e loc pentru armata care a biruit. Dar pentru oamenii care au folosit biserica așa ca o lojă de catedrală. Și probabil îi va duce Dumnezeu în cer să stea așa liniștiți. Cum spunea cineva, la o biserică nu erau. Trebuia să fie o luptă într-un fel, o activitate. Și foarte mulți nu veniseră și cineva întreba, dar unde-s ceilalți? Și unul indignat a spus, sunt la zăcut. Adică zac. Undeva, liniștiți, cum spune în Judecător capitolul 5. De ce n-ați venit la război? Și a stat întins pe limanul mării, v-ați adus să auziți behăitul staurilor la oi. Dar n-ați venit la război. Ce frumos este să arate biserica ca o armată gata de luptă. Și mă adaug un verset din Vechiul Testament, 1 Cronici 12:33. Au venit să pună împărat pe David și noi vrem să punem împărat pe Iisus. Din Zabulon, dea Domnul și din România, 50.000, de la noi mai mulți, în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război, una să nu lipsească, și gata să lupte cu o inimă hotărâtă. Ce frumos ar fi de ar fi așa biserica. Toți gata, ăștia se pregăteau să pună pe David împărat. Și noi ne pregătim să fie instalat Hristosul pentru tot universul. Și satana înfrânt. Dar ăștia erau înarmați, cum se spune, la oameni până în dinți, la noi până în creștetul capului și până în adâncul inimii, înarmați. Gata de luptă și hotărâți, 50.000, ce număr frumos. Și toți gata să lupte. Și lupta însemna moarte, însemna război poate. Dar aceasta e voia lui Dumnezeu, este un mare războinic. Vreți să luptăm și noi de acum? Dacă vă va întreba cineva ce este credința și ce înseamnă a fi pocăit, de acum în definiția noastră proprie care o avem, m-a adăugat și paragraful acesta. Printre altele, pocăința înseamnă o luptă sfântă, o luptă bună, în care un pocăit seamănă ca un războinic, pe care atunci când îl văd duhurile, se dau la o parte și spune, asta e de-a lui Iisus. Și Iisus este cel care a biruit. Și nici porții locuinței morților nu vor birui biserica, ci ea va fi biruitoare. Și va fi anihilată forța răului din univers, care e puternică, nu-i ușoară, dar noi o vom birui și vom domni cu Hristos pentru toată veșnicia. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.